Cum să scap de robia pornografiei dacă te-ai mărturisit și iarăși ai căzut? Acum aici nimeni nu cade în pornografie fără acceptul lui. Să știți că diavolul are o metodă, ne târește. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Domnul ne-a smuls din groapa peirii și ne-a pus pe stâncă. Diavolul are metoda aceasta de a ne târâ. Să știți că oameni mari din Biblie au fost târâți. Știți că cel mai înțelept om a fost Solomon și el a fost târât. Știți ce înseamnă a fi târât? El nu mă poate târâ, diavolul, decât atunci când de un cap țin eu. Apropo de pornografie, mă târăște cu pornografia până mă dezrădăcinează, până când nu mai rămâne nimic bun în mine. Biblia spune că în viața unora, până și cugetul și mintea le sunt spurcate. Trebuie să vă feriți. Fără acceptul meu, eu nu cad în pornografie. Iar dacă cumva am căzut, încă o dată trebuie mărturisit și trebuie o luptă aici, o luptă. Uneori trebuie și ajutorul altora. Ăsta e un păcat mare, să știți, care în final, zice, păcat odată înfăptuit, în final aduce moartea. Dar până când ajungi acolo, te târește. Te târește diavolul în fiecare zi. E o luptă, e o neliniște, o tulburare, o frământare a celui în cauză. Trebuie să mărturisească și să ceară ajutor. Fără mărturisire, fără o luptă și o luptă a celui în cauză, trebuie împotrivire, împotriviți-vă lui tari în credință. Dacă nu, dacă mâine din nou, că el vine în fiecare zi, din nou mi-aduce în minte și din nou mă uit. Domnul să dea biruință.